11 octombrie. În această lună, în ziua 11-a, îl pomenim pe Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 7 diaconi. În Faptele Apostolilor, Luca, evanghelistul, povestește despre miracolele înfăptuite de Sfântul Filip, care a avut 4 fete prorocite și a fost făcut diacon de către apostoli împreună cu Ștefan și cu ceilalți. Tot în această zi îl pomenim pe preacuviosul părinte Teofan, dar și pe sfintele mucenițe Zenaida și Filonia. Tradițiile noastre vorbesc despre Filip ca fiind ocrotitor al animalelor. O vorbă din bătrâni spune că dacă sunt multe alune toamna, va fi omăt mare.